De multă vreme, din anii copilăriei mele, am auzit de următoarea artistă, care este o emblemă a cântecului popular argeșean, este o emblemă a cântecului popular românesc. Și vreau să vă spun că până la un moment dat în viața mea am avut impresia că marii artiști sunt oameni cu fițe, oameni simandicoși, oameni greu abordabili, dar în momentul în care am avut bucuria și ocazia să o întâlnesc pe cea care în câteva momente va veni să vă cânte și să vă încânte, mitul meu a dispărut. Pentru că atunci când am avut ocazia să-i trec pragul casei acestei mari artiste, m-am simțit ca acolo, în casa părintească. Să știți că în casa Elisabetei Turcu Juverdeanu, întotdeauna pe un colț de masă arde candela, candela aprinsă pentru toți cei care sunt pe pământ, ca bunul Dumnezeu să le dea sănătate și ani mulți și frumoși. Și tot acea candelă este și pentru toți cei care ne privesc de acolo, din ceruri. Elisabeta Turcu, pe lângă faptul că este un mare artist, este o mândrie a dumneavoastră argeșenilor, este un mare, mare om. Așa este, Andrei. Ai mare dreptate. Ai vorbit foarte frumos și totul este adevărat. Eu aș vrea să completez spunând că doamna Elisabeta Turcu este, în afara faptului că este un nume de referință al Argeșului și așa va rămâne multe generații de acum încolo, este un exemplu pentru noi toți. Un exemplu pentru tinerii interpreți de muzică populară ce bat la porțile afilmării. Este un exemplu pentru noi deja realizatori, interpreți de muzică populară și în același timp este un exemplu ca om. Aș vrea să vă spun decât faptul că doamna Elisabeta Turcu este unul dintre mari artiști care de fiecare dată atunci când colegii dumneavoastră sunt bolnavi sau au probleme, este alături de ei. Vreau să vă spun că doamna Elisabeta Turcu a bătut această țară în lung și în lat atunci când mulți dintre colegi s-au prăpădit. Vă spuneam că este un exemplu și cu siguranță va rămâne un exemplu pentru noi toți. Ce să vă spun? Privighetoarea Argeșului este alături de Maria Pană în această seară cu cântecul și voia bună. Elisabeta Turcu! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit pe dumneavoastră, chiar dacă sunteți mai puțini. Cred că este primul spectacol în viața mea când văd așa puțini spectatori în sală. Dar vă mulțumesc eu că pe așa o vreme urâtă ați avut plăcerea și pe aceste vremuri urâte ați avut plăcerea să fiți alături în primul rând de această tânără interpretă. Tânără spun pentru că este o floare în grădina cântecului nostru argeșan, de mai de curând răsărită. Și am venit alături de ea cu drag, cu multă bucurie. Este bine să dăm din prea plinul sufletului nostru și celor mai tineri care vin în urma noastră. Maria este o interpretă cu un glas foarte, foarte frumos, cu un repertoriu frumos și se dăruiește, este mare lucru. Aplaudați-o și primiți-o în sufletul dumneavoastră așa cum e frumos. Maria, îți urez succes, succes, să te bucuri de cântec, de familia ta frumoasă și de acești oameni minunați care sunt întotdeauna alături de noi. Vă mulțumesc și vă iubesc. Cu drag, cu multă plăcere. Eu am venit de la Oiești pentru că acolo stau de o vreme de când cu această pandemie. Am venit la dumneavoastră cu drag, cu un buchețel mic de cântece noi de data aceasta, sau mai noi. Vi le ofer de la inima mea la inima dumneavoastră. Ziua ta îți spun, mă, să ai parte de iubire, de belșug și fericire. Rău să te ocolească, binele să te găsească. Viața ta fie un rai, numai împlinirii să ai, mă.
La mulți ani, omule drag, ce iubesc să vină în prag, măi. Cu buchete mari de flori să petreceți până-n zori, măi. Un pahar cu ei închină pentru anii ce-o să vină. Petrece, omule, bine, om vedea ce-o mai fi mâine. La mulți ani, măi, om frumos, să ai sufletul voios, măi. Zile multe și senine, oameni buni pe lângă tine. Să n-ai parte de necaz și nici lacrimi pe obraz, măi. Anii vieții fără nori, zilele un câmp cu flori, măi. Viața fericită ca o floare înflorită. Multă liniște în casă, viața ta fie frumoasă. Când ai sufletul curat, atunci ești un om bogat, măi. Nu uita, fi bun mereu, cu credință în Dumnezeu, măi. La mulți ani, măi, om frumos, să ai sufletul voios, măi. Zile multe și senine, oameni buni pe lângă tine. Mulțumesc! Așa să fie, să fie vremuri mai bune și bunul Dumnezeu să aibă milă de fiecare dintre noi și mai ales de cei care sunt în mare suferință, să ne rugăm măcar o clipă pentru sufletele dumnealor și să ne bucurăm mai departe de un cântec nou. Nu știu ce a pregătit Ioana, mi-a făcut și mie o surpriză Ioana Anton, pe care vă rog să o aplaudați pentru că ea, pentru Argeș, pentru soliștii din Argeș, este ca un pom înflorit în luna mai. O îmbrățișez și îi mulțumesc frumos pentru că de fiecare dată are grijă de cântecul meu și de numele meu, ca să fie prezent aici pe meleagurile argeșene, unde de-a lungul vieții mele artistice de peste 40 de ani am fost invitată de foarte, foarte puține ori. Că dorurile tele m-au mânat pe drumuri grele, din Pitești, din Prahova, măi, pot uita de dumneata. Și de acolo la Buzău, măi, că dorul e tare gre. Mai departe la Suceava am bătut drumul degeaba și-am trecut peste prisloc, măi, o poliare de aluto. Și Banatul sat cu sat, măi, dar de urma ta n-am dat. Thank you.
m-am oprit și la Craiova. Că mi-e dor să-ți aud vorba și-am luat trenul spre Pitești, măi, poate aflu unde ești. Și de acolo la Nucșoara, că mă arde inimioara. Și când am ajuns acasă, am găsit voinici la coasă, printre ei și mei, ca drag măi, Doamne, cât l-am căutat. Puiul cale mi-a ieșit, măi, mândră, dragă, bun venit. Mulțumesc! Vă mulțumesc mult, mult de tot! Vă mulțumesc! De când am plecat de acasă o copiliță de 18 ani, fără voia părinților și în mod deosebit a tatălui, am adunat cântecele de pe toate meleagurile Argeșului sau aproape de pe toate meleagurile Argeșului. Apoi mai târziu am trecut și prin Dâmbovița și prin Prahova, m-am dus și spre Giurgiu, adică toată zona Munteniei, dar în mod deosebit am cântat dealurile, văile, plaiurile noastre ale Argeșului și Mușcelului. Mi-a fost drag, mi-a fost dor și le-am purtat cu drag prin toate sălile de spectacol în țară și mai departe. Nu mai spun de costumul nostru frumos din Argeș și Mușcel, cred că nicio casă de modă și niciun popor al acestui pământ nu are așa o bogăție frumoasă ca și costumul nostru, în general costumul muntenesc, dar în mod deosebit costumul nostru de la Mușcel și de la Argeș. Vă invit la Ohora de sub Carpați. Ele minunate, nu sunt în alte sate. Hai cu Hora, ca la munte! Chiotul meu se răsune peste cor cu vorbe bune, către Alep și spre Pitești. Hai veniți cu mii, cu mare, că avem mare sărbătoare. Toți muntenii frumoși de frunte, cum sunt oamenii la munte. Județul Hora cu pas legănat, cu mult drag ne-a
Mulțumesc, vă mulțumesc frumos. În cântecele noastre să rămână mai departe pentru generația care vine din urmă, pentru că trăim pe aceste plaiuri minunate și iubite de bunul Dumnezeu. Și cum spun eu în toate spectacolele mele pe unde mă duc și îndemn pe toți românii să vină la Curtea de Argeș. De ce? Pentru că la Curtea de Argeș o avem pe Sfântulița noastră. Să fim mândri și să promovăm din tot sufletul, pentru că fiecare parte a țării ține la locurile și la tot ce au mai sfânt acolo. Și noi, muntenii, argeșenii, mușcelenii, să ținem la locurile noastre, să ne iubim aceste locuri și să vorbim copiilor și nepoților noștri despre tot ce e frumos aici și în mod deosebit despre Sfântulița Filoftea de la Curtea de Argeș. Izvorului, turmele de mielușei, hai, hai, dorule, dor, și iarba cu brebenei, hai, dorule, dor. Turmele de miorele, hai, hai, dorule, dor, și iarba cu viorele, hai, dorule, dor. Cântatul cucului, căciula și cu cojocul, hai, hai, dorule, dor, mămăliga și cu focul, hai, dorule, dor. Cașul dulce și jintița, hai, hai, dorule, dor, și gura de la băcița, hai, dorule, dor. Floarea de colță culeagă, să o dea la mândra dragă, să dea chiot munților, hai, hai, dorule, dor, munților, carpaților, hai, dorule, dor. Că inima de cioban, hai, hai, dorule, dor, e cât roata de la car, hai, dorule, dor. Dragilor ciobanilor, hai, hai, dorule, dor, eu vă cânt cu mare dor, hai, dorule, dor. Cântece de drag șalean, hai, hai, dorule, dor, că și tata a fost cioban, hai, dorule, dor. Mulțumesc, vă mulțumesc frumos. Vă mulțumesc mult de tot. La Curtea de Argeș pentru dumneavoastră din toată inima mea. La Curtea de Argeș e vatră de credință, plină de istorie și de biruință. La mănăstirea curții se odihnesc în veci, din vița cea străbună ai românii. Legenda lui Manole răsunet și-afla, când zidul mănăstirii pe Ana jertfa da. Trecutau vremuri grele peste Argeșul iubit, tu, Doamne, tot puternic, de multe ne-ai ferit. La
ești ocrotitoare a creștinilor. S-au închinat la tine și regii împărați, copii fără de mamă, săraci și supărați. Pe stânge și-au curs lacrimi, dar neamul ne-nfrica. Când apărau credința, de strajă ei au stat. Tu scumpă Românie cu sfântul tricolor, astăzi slăvește cânte creștinul tău popor. Eroi au fost aceia ce viața ei și-au dat. Au înfruntat dușmanul și pacea ne-au lăsat. Azi clopote răsună în amintirea lor, românii toți se adună cu drag de dorul lor. Ajută-ne, preasfântă, să nu mai rătăcim și frați români de-a pururi în veci de veci să fim. Vă mulțumesc din toată inima, încă o dată vă doresc tot ce e mai frumos, să aveți parte de bucurii, de soare și de bine în suflet și în casele dumneavoastră. Vă îmbrățișez cu tot dragul și iată de la Târgu Mureș a venit așa un voinic fain, sănătos, care are grijă de noi, interpreții și din sudul țării, acolo în inima Ardealului, ca și cântecul de aici să fie auzit în casele românilor ardeleni. Îți mulțumesc frumos, Andrei, pentru dragul. Că și bine ai venit la noi pe meleagurile noastre și încă o dată să duci în Ardeal cântecele noastre de aici, oamenilor frumoși de acolo. Vă mulțumesc și o seară mulțumim. Plăcută! Doamne mulțumim! Ajută. Mulțumim din suflet! Elisabeta Turcu Juverdeanu, un om cu suflet mare, așa cum sunt munții noștri Carpați.